Bun găsit, prieteni! Poveștile despre fantome, spuse la adăpostul focului, au fascinat oamenii încă din cele mai vechi timpuri. Multe dintre acestea au fost puse pe seama imaginarului colectiv, a legendelor transmise din generație în generație, sau a isteriei în masă. Pe timpuri, camerele de filmat nu erau la fel de accesibile. Astăzi sunt. În continuare, vă prezint niște filmări care au surprins tot felul de manifestări paranormale, dovezi care pun simplele mărturii într-o cu totul altă lumină. Marvin Kaguas a surprins niște apariții imateriale cu ajutorul consolei Xbox One Kinect. Omul a descoperit întâmplător o opțiune interesantă care îi permitea să filmeze cu infraroșu. Fascinat, le-a arătat descoperirea și abonaților. If you guys already know it has night vision, then I'm gonna show the people who don't know. So right now it's completely dark in this house right now. All you can basically see is my Xbox One controller. Now I'm gonna switch on the night vision for you guys. As you can see, it lights up the whole room. It's actually a pretty cool feature. I don't know if they have an app for this or whatnot, but they also have this version of the camera. I don't know what it is. I think it's either infrared or something like that. And then back to dark. As you can see, all you can see is my Xbox controller. And then back to night vision. It's actually, you know, pretty cool feature for the Xbox Kinect that I haven't really heard of until now. Maybe they have an app for it or something like that. În spatele său au apărut două forme. Prima a dispărut repede. A doua, mult mai mare, s-a ridicat la tavan. Marvin nu le-a văzut decât mult mai târziu. Activitățile paranormale s-au intensificat. Noaptea le-au trezit niște zgomote. În sufragerie, jucăriile verișoarei sale s-au trezit la viață. Jucăriile și restul camerei. Alvin. Ain't funny anymore, man. Dude. Alvin. Ain't funny, man. Alvin. Hey, bro. Candelabrul a început să danseze. Marvin fusese singur acasă. Doi îndrăgostiți din Japonia se plimbau cu mașina. Deodată au lovit ceva. Judecând după reacția întârziată, șoferul n-a observat persoana. Aceasta, deși s-a izbit de mașină, n-a lăsat nicio urmă vizibilă. Panicați, îndrăgostiții s-au dat jos pentru a ajuta persoana rănită, dar afară nu era nimeni. Apoi... Iubita șoferului a spus că n-a văzut nimic sub mașină. Omul a îndreptat camera într-acolo sceptic, în timp ce vorbea cu ea. În acel moment, de dedesubt, a ieșit o față. O față pe care a observat-o abia mai târziu, când s-a uitat peste filmare. În trecut v-am mai povestit despre iurei, acele spirite din folclorul japonez care bântuie prin lumea noastră. Ele sunt adesea înfățișate cu fața albă și părul negru, lung. Rămânem în Japonia. Alt clip ce-și are origine acolo a devenit viral în partea latină a internetului. Cineva vede o femeie în alb, în dreptul unui tunel sinistru. Din motive necunoscute, începe să urmeze înăuntru. Când ajunge în partea cealaltă, are parte de sperietura vieții sale. Real sau nu, clipul este foarte bine realizat. Această reclamă a reajuns în atenția publicului mulțumită youtuberului Bizarre Bob. Reclama obișnuia să fie redată des de televiziunile din Chile. În 2010, cineva a postat o filmare a televizorului, când aceasta rula. La prima vedere, totul pare normal. Uitați-vă însă la fereastră. L-ați văzut? În partea stângă reflectat, un chip grotesc. Acesta este diferit de cel al prezentatoarei. Privind reclama din nou, o mulțime de oameni și-au amintit senzația neliniștitoare pe care o simțeau în copilărie, odată ce apărea la televizor după lăsarea întunericului. Chipul acela diform, văzut pentru o fracțiune de secundă, a bântuit coșmarurile multora. În acest clip din 30 ianuarie 2022, vedem interiorul unui avion. Cameramanul a crezut că era primul pasager ajuns înăuntru. A filmat totul. Pe unul dintre scaune poate fi văzut alt pasager. Figura lui este cel puțin neobișnuită. Cameramanul jură că a urcat primul. El n-a observat atunci străinul, iar pe rândul respectiv s-au așezat alte persoane. Practic, străinul, orice ar fi fost el, a dispărut fără urmă. În septembrie 2021, Muro, un german, a reușit să documenteze o varietate impresionantă de activități paranormale. Prima s-a petrecut în baie. De sub chiuvetă, atunci, din spatele măștii, Muro a văzut fire de păr în mișcare. Uitându-ne la filmare, nu putem să nu ne întrebăm cui aparținea părul, din ce arătare ieșea. O lună mai târziu, paranormalul a continuat. Spiritul, dacă era vorba de un spirit, nu l-a lăsat să-și aranjeze un scaun. Can you see me? Altădată, niște bătăi în ușă l-au trezit. Bătăile s-au auzit și în ușa balconului. În fereastră s-a mai reflectat cineva atunci. O umbră ciudată, parcă întinzându-și mâinile spre Muro. Bineînțeles, în cameră nu mai era nicio altă persoană vie. Maria? Amy? Diego Speakers postează pe TikTok tot felul de clipuri bizare, filmate în reședința proprie. Canalul său a ajuns un adevărat izvor pentru cei însetați de paranormal sau de scurtmetraje bine editate. Clipurile sale cuprind chestii deja obișnuite pentru noi. Obiecte mutate de fantome, de pildă. Majoritatea fenomenelor s-au petrecut în camera fiicei sale. Într-o fotografie s-a arătat la geam o fetiță. Singura problemă e că Diego locuiește la etaj. Când se uita la Rick and Morty, a surprins, fără să vrea, o mână de copil ieșind din comodă. Să fie aceeași entitate? O fantomă legată cumva de fiica sa? Diego așa crede. Fantoma pare să prefere o pătură anume. Faptul că apariția s-a arătat atât de frecvent ridică, desigur, semne de întrebare. Ceva a apărut și în timpul unui live. Aceeași mână stranie. Escuchando eso, perro, y reviso por todo lado, weón. Y nada, perro, no se ve nada. Marica, lo he revisado por todo lado. No. Zgomotele n-au încetat. Voi ce părere aveți despre întreaga situație? Fenomenele continuă și astăzi. Amy! Pay me! Vă aștept și pe pagina de Instagram. Mulțumesc prietenilor care susțin canalul pe Patreon și pe PayPal. Vă mulțumesc și vouă tuturor pentru vizionare. Ne întâlnim din nou data viitoare.